Salut tuturor, numele meu este Ștefănit, Ștefan și bine v-am găsit la un nou episod în care testăm un nou joculeț de pe magazin Play, care mie unul s-a părut foarte interesant. Nu știu ce să vă spun, dar puteți să-i dați la vreun coleg când vă supără asta. Vreau să încerc eu, dar acum o să mă bat pentru că am început episodul și nu am avut timp să... Da, revenim după aceea. Nu uitați, din tot, să vă abonați, pentru că dacă vă abonați, îmi crește și mie și ajunge la un număr mai mare și o să testăm mai multe jocuri. Am o grămadă de jocuri, dar dacă vă abonați și apăsați pe clopoțel, vă promit 100% că eu voi posta cele mai frumoase jocuri. Băi, fraților, nu știu ce să fac asta. M-am bătut. Te dau la început. Băi, fraților, nu știu ce mi s-a întâmplat, dar... Sper să nu-mi vadă reclama. De reclamă, dar n-am ce să-i fac. Mă dispar data. Toți aici. Mi-e dau de două ori și gata. Și... Ce să vă mai spun? Totul bine pe aici. Sunt foarte supărat că nu am și niște abonați. Chiar vreau să fac abonați. Vreau să ajung la suma de 50 de abonați. Bă, dar asta e chiar disperat de viață, frate. Ne mărim puțin viața și dăm la cap. Iar ochelarii lui ăla naiba de ciumpa, gata. Du-te, iei mine, mă, dacă ți-a dat eu acum. Bă, fraților, iar o să-mi dea acum headshot. Bă, fraților, haideți, lăsăm acest joc. Să vă prezint jocurile mele, uitați, aici sunt toate jocurile, uitați, aici Bikes Hill, ăsta o să-l încercăm. Mai am Flip Drunk, World Car Parking, care fac PUBG la fel, și acum, haideți să jucăm și Brawl Stars și Roblox. Hai să jucăm acest joc. Puțin. Și asta a fost episodul. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Eu am fost Ștefăniță. V-am pupat. La revedere.